Leul moldovenesc se apreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru luni 26 iulie un curs de 21 de lei și 26 de bani pentru un euro, cu 4 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american crește cu un ban și e cotat azi la 18 lei și 7 bani. Leul românesc își păstrează valoarea de 4 lei și 32 de bani. Și hrivna ucraineană și rubla rusească rămân de asemenea la aceleași valori de 66 și respectiv 24 de bani.